Hello și bine v-am regăsit, dragii mei! Ce mai faceți? Eu știu că fac bine, oarecum, pentru că afară e foarte, foarte frig, n-a nins și sunt foarte supărată fiindcă nu ninge. Ai, unde-i zăpada aia mare care să mă oprească să mai merg la facultate? Bine că nu vreau să nu mai merg la facultate sau ceva de genul, dar ideea în sine e că vreau neapărat zăpadă. Adică am și cizme, am și geacă, am și tot pentru zăpadă, dar nu e zăpadă. Culmea culmilor, nu? Ei bine, dragii mei, astăzi o să joc Where is my hammer? Adică unde este toporul meu? Toporul, nu toporul, stai, e ciocanul, da? Ciocanul, aoleu. Deocamdată văd că e foarte ciudat jocul ăsta, adică nu înțeleg de ce e mașina acolo. De ce s-a stricat mașina aia? Nici n-am atins-o! Aoleu! Tentu, nu mi-a făcut nimic! Asta se strică singure, fără să le ating? Uite-mă, s-a stricat și asta fără să o ating! Ok! Cum intru aici? Ce trebuie să fac? Ah! A, ok, trebuie să apăs pe butonul din mijloc ca să iau ciocan. Ok. Well, ok, înțeleg, trebuie să apăs pe butonul din mijloc, dar vă gândiți că sunt persoane care n-au butonul ăla din mijloc, rotița aia. Au, cine știe? Ce prostie zic eu, stai că nu există mouse-uri de genul. Sau poate da? Nu știu, poate unele persoane nu fac mouse-uri cum trebuie. Ia să distrug eu chestia asta. Și să dau seama exact ce-i cu casa asta și dacă pot să o distrug complet. A, știi ce? Hai că o să distrug complet casa asta. Da, ce o să se întâmple rău? Nici măcar n-am citit instrucțiunile. Stai așa. Așa, deci. Cu click stânga. Așa. A, asta era. Eu apăsem la întâmplare click dreapta, dar nu mi-am dat seama că avea un rost. Practic, dacă apăs click dreapta, chestia asta se încarcă și e foarte ciudată și roșie și uite-o că stă în sus. E, uite și tu cum faci. Ok. Nu e nimic ciudat aici. Nope, Tuki nu vă învață prostii. Oh, și cum distrug tot cu ciocanul meu. Mă întreb ce se întâmplă dacă apăs pe... unde am ajuns? Așa, ce se întâmplă dacă apăs? Oh, ioi, ce tare! Poi, când sparg un perete cu chestia asta, nici nu mai rămâne în țâțâni. Oh. Ok, ciocanul meu s-a blocat. Unde sunt? Ok. Unde am intrat? Cum am intrat pe acolo? Cum am intrat pe acolo? O, Doamne! Oh, sau asta e în spatele peretelui respectiv. Înțeleg. Ia să distrug eu toți pereții de aici. Deci chiar vreau să distrug toți pereții din casa asta. E, o să-mi întorc ciocanul așa. Uite, așa se face treabă bună, așa distrugi pereți. Mă învață Tsuki cum se distrunge pereți. Vă rog, nu faceți asta acasă, ok? Oh, ce frumos e, Doamne! Oh. Deci jocul ăsta merge perfect atunci când ești supărat și vrei să-ți răzbuni pe ceva. Pur și simplu, dai cu ciocanul, cu sadism, în pereții din casa asta. Care, măi, arată destul de bine și luxoasă după mine, nu? Mi se arată chiar bine. Oh. Aici distrug sticlele alea, le distrug pe rând. Ia, hai. Câte una? Astea nu se sparg? De ce nu se sparg sticlele astea? De ce sticlele astea au rămas în aer? Stai, nu! Unde, doamne iartă, mă duce? Oh, mai multe locuri de distrus! Ai, bine! Cum găurești pereții cu chestia asta, uite, intră și pe sticlă. Ok. Sunt într-un pat. Sigur nu am... Ah, era un pat ăla de sus. Well, paturile astea arată ca niște camere de alea de la crematoriu, dacă zic bine. Știți...
Nu știu, chestiile astea arată ca niște paturi și trebuie distruse, asta e clar. No, chestiile astea nu sunt paturi. Uite, mamă, ce perne tari! Deci, cred că erau făcute din piatră. Ce mai probabil erau făcute din piatră la cum s-au dezmembrat acolo. Și iar am căzut pe sub casă. Și... așa, ia să distrug tot. Distrug tot, da, tot. Deci o să fac de-a găuri prin casa asta. O să se saturi de mine. Jocul și o să-mi dea crash la un moment dat. Uite câte fac aici. O, câte prostii fac aici. Așa. Mă, câte am distrus. Uite-le, măi, cum cad. A, ce sculptură frumoasă. A, uite ce frumoase. Hai să o distrug. Ce sala? Asta e la mașină? Arată ca niște haltere din alea, știți voi, de la sala aia, de, la sălile de sport, nu la sălile de sport, sălile de forță. Că zic bine. Hai să distrug aici pe jos. Vreau să mai cad o dată prin abisul ăsta minunat. Uite cum cad alea. Păi, mă întreb dacă o să fac foarte multe găuri prin casa asta, la un moment dat o să cad la infinit. Sau nu. Ok, sunt foarte curioasă. O să dau găuri pe aici până o să cad la un moment dat. Hai. Ha, uite, cad la infinit. Hai că stare. Uite, acum o să cad la infinit. Ha, ce tare. Eram sigură că undeva prin mijlocul casei trebuie să întâmple chestia asta. E foarte ciudat totuși. Ah, ce drăguță e luna. Soarele să... ăla cred că e soarele. E ciudat. Nu? Ok, o să mă chinui să mai distrug niște chestii de pe aici. Oricum, e foarte funny că poți să cazi la infinit, deci nu mă așteptam să întâmple chestia asta. Credeam că tot timpul există o variabilă care te duce pe alt loc. Dar aparent nu este. Nu, mai cădea. Tu din altă parte, așa. Pe aici, distruge chestii de aici. Așa. Deci chiar vreau să distrug tot ce e aici și la un moment dat să... ăla era un om sau un scaun? Sper că era un scaun. Și vreau la un moment dat să rămân așa doar pe o bucățică din chestia asta. Cred că să nu se distrug. Haide. A? Unde sunt? Mă, unde sunt? Mă, nu! Nu! Așa. Perfect! Uite cum cad toate. Ar fi fost frumos dacă și astea venea la un moment dat din cer, știi, și venea în capul tău și te bloca la un moment dat. Mă, așa, mă, tata, uite, bine, distrug bine chestiile pe aici. Ok, vreau să văd fundul casei, să văd cât de tare am distrus-o, nu pot să văd ca lumea. Ok, să mă duc aici. Ia să le distrug pe rând. Măcar ciocanul. Nu vreau să cad! Așa cred, dar că am trecut prin perete. Nu trebuia să trec prin perete, nu? Nu trebuia. Ok. Jocul ăsta este foarte, foarte, foarte amuzant. Like... cine s-ar gândi la așa ceva, știi, ca deodată, nu știu, să țină brilianta idee de a face un joc în care se distruge efectiv toată casa. Doar că e... fata nasoală e că jocul ăsta e încărcat cu foarte multe obiecte și atunci când le spargi, efectiv, ai acolo explozie de frame-uri în sensul nasol, că de la 60 mi ajunge pe la 10-30, deci dacă o să am un frame drop, vă rog frumos să mă scuzați. Se mai întâmplă și de-astea, din nefericire, pentru că jocul e de așa natură. Așa, bun, perfect. Te distrug pe aici tot. Nu o să mai vedeți fricel din casa asta. Camera asta a rămas intactă. Camera asta și-a permis să rămână intactă. Du-te-mă de aici. Tot distrug. Tot. Absolut tot. Nimic să nu mai rămână în fața mea. Nimic. Nu. Așa, perfect. E bine, stau ok cu frame-urile, e bine.
Iar am căzut în abis. Ok. Ah, uite, mai aveam puțin și cădeam din nou. Fiu, mamă. Bă, dar chiar am distrus din casa asta, nu glumă. Așa. Ok, bine. Nu trebuia să mă pun pe chestia aia. Ok, sau aparent astea câteva dintre ele sunt niște bucăți de pavaj și de lemn. Și unele sunt, cum ar veni, din noi tangibile, nu ești transparente. Am uitat cum se numea mediul ăla. Practic poți să treci prin ele și... Da, cred că o să cad la nesfârșit pe aici. Până în... Uite, am reușit să... Uite, mai fac echilibristică! Ioi! Hai, ce tare! Nu! Nu mă, nu mai intra prin chestia aia, te rog eu frumos. Hai mă, știu că mai e un spațiu aici pe care pot să stau. Am distrus chiar tot. Încă. Ia să distrug scaunul ăsta. Da, deci ăla dinainte de ziceam că era un om, era un scaun, din nefericire. Ah, uite, asta nu pot să distrug. E că am distrus încă, de fapt. Ah, perfect, am dat peste partea asta cu mașina pe care n-am distrus-o de la început cât era, nu? Perfect, ia să distrug mașina asta, care aparent se distrugea singură și când am ajuns prima dată. Și încă nu înțeleg. N-am făcut decât doi pași și știți că mașina aia de după casă a pur și simplu a venit spre mine, parcă voia să mă omoare, măi. Așa. Well, casa aia e destul de distrusă. Ups. N-am fost eu, n-am făcut nimic. Eu sunt un țuchi cu minte. Foarte cu minte. N-aș face așa ceva. N-aș distruge casele oamenilor. Cred. Așa. Nu! Nu trebuia să fac asta. Ok, fac din nou echilibristică. Deci, haide. Nu! Nu! Perfect. Asta e singura mea bază în casă. Un perete din lemn. Ok. Ia să văd unde trebuie să ajung eu acum. Ah, uite, mai am pe aici chestii care nu-mi distrus, dar aparent intru prin ele. Foarte ciudat. Așa. Du-te-mă de aici. Din fața mea, du-te. Du-te, mă, așa. Pu, pac, pereți, gata, terminați. Distruși, forever, de mine. Da! Și uite așa, dragii mei, reparați o casă. Așa reparați o casă, cu ciocanul. Da, țin ea până când credeți că o să fie gata. Nu faceți asta, vă rog. Ce ar trebui să mai fac acum aici? Pentru că deja am distrus cam toată casa și dacă mai distrug o leacă din pava, am sărit printr-o placă. Efectiv, am sărit printr-o placă. Și abia m-am trezit din somn în momentul ăsta. Da, vă scuzați, vă rog. N-am avut timp nici măcar să-mi beau ciocolata caldă. Acolo. Come on. Haide, stai acolo. De ce nu există bombe pe aici? Chestii, să arunci toată casa asta în aer. De ciudă sau ceva de genul, pentru că văd că nu vrea să renunțe. Se ține tare. Așa. Ok, sau aparent cred că trebuia să distrug casa asta. Shit. Haide. Trebuia să o distrug de sus în jos, nu de jos în sus. Pentru că ceva nu e bine aici. Și pot să zic asta. Chiar nu cred că e bine. Like, dacă distrugi toate părțile de jos, bănuiesc că nici părțile de sus nu mai sunt valabile sau ceva de genul. Adică, uite, știu, le crap. Efectiv, le crap. Bun, acum e o mare junglă pe aici și mie că nu o să reușesc să sar și uite-le, măi, alea au rămas pe loc. Uite-le, sunt pe loc, acolo.
Așa vă trebuie, trădătoarelor. V-ați spart. Ah! Haide, haide. Așa, așa, așa. Încă puțin. Trebuie să mai ajung acum într-o parte și sunt sigură că o să reușesc. Cumva, cândva o să reușesc. Sunt sigură de asta. 100% sigură. O să reușesc cândva. Haide. Haide, știu că vrei. Haide, încă puțin acolo. Ok. Nu vrea. Nu vrea deloc. Deci, eu trebuie să ajung în partea. Ok, jocul ăsta e culmea. Eu vreau să ajung în partea aia altă. Știți, e o parte acolo pe care eu n-am distrus-o încă. Nu reușesc să ajung în ea. Haide! Haide! Așa, perfect. Ce s-a întâmplat? Dar n-am distrus nimic! N-am distrus nimic! Ok, jocul ăsta e foarte rău. Ah, am reușit. N-am ajuns pe partea bună. No! E să distrug și pe aici. Na, distrug și aici. Unde o să mă mai ducă? Uite, am distrus și scara. Cred că acolo era o scară, nu? Da, era o scară. Așa. Și acum sunt pe o bucățică și eu cumva trebuie să ajung în partea aia altă. Ia să văd dacă reușesc. Ok, am sărit aici. Vreau să distrug peretele. Uite, m-am reușit să ajung. De ce astea chică în momentul în care le ating? Am distrus și partea aia. Și acum cred că o să cad până la nesfârșit pentru că nu prea mai am pe ce loc să stau. Sau nu? Asta e ok. Ia să pot, pot să sar până acolo. Uite mă care reușit să sar. Poate reușesc să ating ciocanul aia. Nu sări! Înăuntru. Acolo. Iar trebuie să mă chinui să ajung. Mamă, ce dezastru am făcut aici! De ce? Mi s-a blocat ciocanul? Nu! N-am nici nimic de pe ce stau în momentul ăsta. Dar e bine că am reușit să stau pe ceva. Și n-am reușit să sar. N-am reușit să sar. Nu, 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 nu. Așa, bine. Puu, a reușit să sar acolo. Bun, îmi iau niște avânt și... Pac! Pac! Stai că mai sunt zone pe aici pe care eu nu le-am stricat. Așa. Așa. Deci chiar nu vreau să mai cad acum în chestia aia. Nope. O, ia să distrug și peretele. Distrug tot, absolut tot, tot. Așa. Bun. Sparg asta și asta și asta, așa. Nu, nu, nu! Nu! Așa, perfect, perfect, m-am dus bine. O, mamă! Ok. Deci trebuie să reușesc să stau pe o chestie. Am reușit. Perfect! Bun, dragii mei, păi așa se repară o casă. Sper că am făcut o demonstrație foarte bună de cum să rezolvi anumite chestii din casă, gen să pui un șurub, să pui un bec, să pui o vază la loc, uite, vezi, am pus vaza aia acolo frumos în aer. Scaunele alea sau ciufii alea stau foarte ciudat. Și ce are ciocanul meu? Mă, s-a dezumflat ciocanul meu. Așa, gata, iar e sus. Ciocanul ăsta e foarte ciudat și este bălângăne și mai ciudat. Nu vreau să știu de ce, sau dacă e măcar un ciocan. Și da, cred că aici o să închei episodul de azi. Sper că v-a plăcut acest episod și să nu vă distrugeți casele, vă rog eu frumos, să nu le distrugeți. Hai mă, ciocanule, stai așa sus, acolo, sus, așa frumos. Of, 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 of. Păi și pa, pa!